Nu suntem la ora de golf, bineînțeles, nu avem niciun golf la reparat. Însă uleiul Ravenol și piese auto la prețuri competitive doar pe site-ul www.vvdmauto.ro. Cum face Tiger Woods este? Hai, bine. Gata. Bine ai revenit. Bine v-am găsit, domnul Mihai. Să toți și să vedem altă culoare. Da, o să, ți-am zis deja că o să fie copie fidelă după A5. Am luat deja aceleași jante. Da, mă, Vladuț, mă. Păi la ce ai vândut-o pe aia? Ca să fie una mai lungă. Să-mi iau una mai lungă. Simțeam nevoia de un A6. Eu îmi doream un A6 dinainte să-mi iau A5. Prima dată după A6 m-am uitat. Era mult prea scump pentru bugetul meu de atunci. Exact cum și acum. Exact cum și acum eu mă uit după un A7, dar e scump pentru bugetul meu. Și din punctul meu de vedere, o mașină de 20.000 în 3 ani scade 5.000. O mașină de 12.000 în 3 ani scade 2.000 maxim. Da, dacă mai bagi în aia încă 10, 15, 20.000, nu mai scade. Să sperăm că îi recuperăm aproape cum am recuperat și la A5. Da, era frumos A5, să știi. Foarte era frumos, dar efectiv simțeam nevoia de alt proiect. Nu a fac o mare treabă pe YouTube. Dacă fac $50 pe lună e bine, numai că pentru mai mult content aveam nevoie de altă mașină cu care să o iau de la zero. Eu personal, eram bine, dar în sufletul meu chiar aveam nevoie de altă mașină. Mă așteptam să fii BMW, de exemplu. Să te vedem în drifturi, în circulețe, că toată lumea s-a luat de tine. Nu mă văd. Nu știi, nu mă văd la volanul unui BMW. Nu știu de ce, încă nu mă văd la volanul unui BMW. M-aș vedea la volanul unei pisicuțe. M-aș vedea ca un viitor proiect o pisicuță. De unde este acest A6? Ce fel de A6 este? Bă, e un A6 C7, adică a 7-a generație de A6. Am văzut și eu asta la Luci Popa cu a 7-a generație. Da. Generația de oameni bătrâni. Da, să știi că e generația de oameni bătrâni, de oameni calmi. E un 2011, au luna 8-a, deși aș putea să zic 2013, că așa pune lumea în anunț. Da. E un motor de 3 litri, cutia aia, cum zic cei care au, bună, dar pretențioasă. Da, să știi că nu e că neapărat pretențioasă. Am mai avut unele mici probleme pe electronică. Da, am înțeles. Remediabile, că, dar am înțeles că pică mecatronic, cred că așa se numește. Bă, nu cred că se numește mecatronic. În fine, nu mă pricep. Cred. Eu unul nu merg la niciodată, dacă mă întrebi. De ce? Tocmai de asta. Eu aș fi ca să nu duc grija unei cheltuieli inutile într-un viitor apropiat sau îndepărtat. Aș fi vrut a 313 cai, care e cutia triptonică, dacă nu mă înșel. Aia într-o singură viteză, de n-are moarte, dar la fel, nu mă încadram în bugetul meu și am mers pe același principiu. O mașină scumpă astăzi, mâine va fi ieftină mult. O mașină asta... Da, clar, ea în 8 ani de viață și-a pierdut. Cât exact a fost? Chiar câți bani? 65.000 a fost de nou, eu am dat 12.000 pe ea. Oho, deci o depreciere uriașă și din punctul meu de vedere mașina asta nu are cum să mai scadă mai mult de atât. În următorii 4-5 ani nu are cum să mai scadă mai mult de atât. Părerea mea, pentru că sunt piesele scumpe și dacă te apuci și tu o îngrijești, ai revizii, ai schimbat tot ce trebuie. Hai mai aproape. Depășești suma aia de 10.000 de euro, să zicem, în 2-3 ani. Dacă îți mai pică și cutia, clar că e o investiție mult prea mare. Mi-am asumat că e o cutie second hand, o mașină second hand și că se poate ca cutia să pice. Mașina are un preț de 12.000 de euro, de fapt, am luat-o cu atât pentru că vine cu anumite defecte, vine cu anumite zgrieturi, bara pe spate e frecată, bara pe față e frecată. E o chestie ciudată aici, îmi mai zic că un singur proprietar și cei drept pe carte și pe certificat era un singur proprietar. Numai că a fost schimbat certificatul și cartea în 2016, dacă nu mă înșel. Sunt două variante, ori a avut mai mult de 6 proprietari până în 2016, ori le-a pierdut cumva, le-a deteriorat și le-a schimbat. Cum ai venit? De unde ai luat? De la București Pitești. Nu, cum ai găsit? De pe site-urile de vânzări? Da, pe OLX. Și? Ai făcut vreo verificare? Automat.
Hai spune, s-a urcat cu gura ta. Ba... Ai dus o reprezentanță, așa e? Nu am fost în nicio reprezentanță cu ea. Efectiv am mers cu ea, am zis e ok, mi-am asumat că e mașină second. Din punctul meu de vedere, cu orice mașină second hand, dacă te duci în reprezentanță, îi scazi alea 5.000 din preț cu siguranță. Clar. Adică m-am dus în reprezentanță și... Dar și tu vei plăti 100 de euro de da, da, da. M-am dus în reprezentanță și cu a 5.000 mi-a stă la caseta de direcție, are joc. Trebuie să o schimbăm, e 2.000 de euro. Zic, dă-o dracu, dacă tu mi-arăți mașină de 10 ani cu caseta de direcție care n-are joc. Aia e. Și nu am fost cu mașina reprezentanță, am verificat-o pe site-ul RAR-ului. Da. Pentru că car verticalul îmi dădea serie de A7. Îmi arăta kilometri. Ar verificat-o pe car vertical? Da. Prietenul nostru Mihai m-a ajutat cu partea. A, deci n-ai verificat totul, de ce? Ai pus pe altcineva. Te-a tremurat, ai zis. Nu. Și pe car vertical îmi arată că are o daună pe aripa față și pe aripa față, pe dreapta față, pe zi, pe spoiler. Am văzut și un an. Da, e schimbat. Nu e afectat structural, parbrizul, nu mai e parbrizul. Parbrizul nu cred că mai e original. Nu cred că mai e, nu, eu nu mă pricep. Da, nu mai e original, că trebuie să se vadă seria acolo, da. Dar... Înseamnă că nu e original, nu mă pricep, adică... Da, nu e problemă, oricum, uite, a fost schimbat în 2014, deci nu e... A. Probabil a fost schimbat atunci, cred. Cine ți-l pune și cât de bine și cât de atent e să-l pună, decât parbrizul ține și el face, că probabil e o bucată de sticlă. Mi-a zis cineva că singura diferență între original și aftermarket e aici o codița aia. Da, mă rog. Știi ce mi s-a părut? Cea mai mare diferență între original și când mergi cu mașina prin căldură vara, da? Originalul ține un pic, are tratament termic, nu-ți va... Da, da. La un din ăsta, la din ăla chinezesc, vei simți cald la mâini, da, știi? Da. Poți trece peste chestia asta, știi? Păi ce zic, mie îmi place, mi-a plăcut modelul ăsta, mi-a plăcut așa și cum merge. Da? Nu te vedem pe tine de la mașină sport la... Eu am avut Ford Mondeo înainte de Audi A5. Nu merge. Da, am avut Ford Mondeo, un nou benzină. Ăla din 2001. A, ca MK3, da. Da, bun. Și mi-au plăcut mașinile mari. Și am avut A5 în două uși, bă, era super mișto, mașină sport, dar pot să zic că nu e ușor să mergi cu o mașină modificată. Clar. E destul de greuț și de asta am zis, bă, hai să iau un A6, mai mult spațiu, mai mult confort, probleme noi, că e mașină nouă, probleme noi, mașina cu mai multă electronică, mai multe probleme, dar măcar au să am mai mult spațiu și cred că pot să fac și o mașină. Ce se vanta? Nu mă apuc să mă iau de tine, vino puțin, te rog. Cu ce e dat pe scaunele astea, mă rog. Zisei de ce dădui cu acest silicon. Dacă pui o frână mai tare și n-ai centura pusă, ai sfârșit în genunchi. Zisei de ce dădui cu acest silicon pe scaune. Mă rog, hai să discutăm despre viitorul ei. Da. Asta e cel mai important. Bă, din punct de vedere interior, mașina o să beneficieze decât de alt volan. Și de navigația ora aia cu Android. Să mi-o pun pe aia mai mare cu Android. Aia costă un pic. E 4.000 de lei. Exact. Sau să trec la următoarea. Asta e cea mică. Eu vreau pe aia pe mare. Volanul, deci interior, și... volan și navigație. Da, da. Și probabil sistemul audio, că e ăla clasic. Nu e nici Bose, nici Bang & Olufsen, oricum. Sunt vise deja pe A6. Marea majoritate au Bose, dar poate îmi pun un Bose. Pe față o să fie bara de RS, că știi că să zicem le-ai că în grădină pe alea. Le-am în grădină cu asta. Adică dacă am tot promovat în vin ușor, pe spate va fi difuzorul de RS. Am comandat deja alte praguri. Mașina oricum de când am luat-o, adică de o săptămână, i-am înfoliat triplele cu 25%. E 25% decât sunt un pic, o idee, dar da, e de calitate. Sunt un pic mai fumurii pentru că mașina fiind neagră, ele erau foarte roșii. Și nu știu, mi se părea mie că e un contrast mult prea mare. Am înfoliat trimurile laterale. Da. Asta am reușit să fac. Mâine mă duc să schimb uleiul la motor și la cutie. Deși când am cumpărat mașina, omul mi-a zis, nu umbla la ulei și la motor și la cutie, că sunt schimbate de mine la 180.000. Vreun act doveditor? Avea o factură. Dar m-am dus la un prieten și acum să verificăm cu VCDS-ul calitatea uleiului. Și ne-a arătat calitatea ulei slab. Zic, da, băi, dacă el mi-a zis treaba asta, oricum mă duc și E4?
Da, e 4. E 4, e bine. Cât te va duce chestia asta, revizia? Încă nu știu. La 5 știu că revizia fără filtru de aer, că la era sport și nu-l schimbam, era 800 de lei. Schimbul de ulei, ulei motor, filtre, filtre. Și ce mai era? La cutie, nu știu. La cutie, nu știu. Mă aștept la un 2000 de lei. Eu comandasem deja jantele. S-au dus să fac ulei. Se fac ulei. Trebuie să renunț la bara față pentru pentru a lua jantele. Atunci care... e mai bine să-ți faci serviciul ăsta, da, la ea, da, ca am să... zis că... să știi o chestie, că bara o voi pune oricum. Bara o voi pune și oricum aș aproxima un an de zile să termin mașina, adică să o fac pe gustul meu, să mă reprezinte. Țigănie, așa cum zic unii. Culoare? Culoare de fete, că va fi mou după a 5. Aceeași culoare, nu vrei altă culoare. Eu știu ce aș face cu toate profunele mari, așa cum am paletarul pe YouTube, pe Instagram, pe toate astea, și să ți se boteze culoare. Dacă se alege o culoare care nu-mi place, că pentru că până la urmă mașina o fac pentru mine. Păi, până la urmă nu poți să o faci. Ar fi de încercat experimentul ăsta, să vedem publicul tău care apreciază special pentru chestiile astea, pentru modificările mașinilor. Să vedem ce culoare ți-ar recomandă. Eu nu aș mai face aceeași culoare. Aș face nu ți-a plăcut culoarea? Bine, și mie mi-au zis păreri. Băi, e prea țipătoare. Alții mi-au zis, băi, e prea de fete. Eu aș face un albastru de genul ăla, un bleu de genul ăla. Știu, o culoare care, din nou, să nu mai fi. Adică așa ți-am inteles de cealaltă. Hai să ne mai mișcăm și invers cu lumina, că oricum mașina ta este o culoare frumoasă, maro, ăsta nu e un negru, maro perlă, destul de greu de rectificat cu pistolul. Sper să n-am probleme cu poliția, că o să mă oprească și o să le are certificatul și ea e maro în certificat. Păi nu, e maro. Păi da, dar polițistul noaptea e ca cine filmase om, dar cine atunci când a fost gluma cu negri. Maticiu, da. Făcuse o chestie ce culoare, de ce culoare e mașina? Hai, albă. Hai, hai, așa, să ne mai uităm din față pe aia. Perla asta oricum nu știu dacă se vede. Am te gândit să ții un RS, un Break RS. Bă, Mihai, aș face asta cu mare drag, dar eu... Hai, hai de tot așa, că simt cu lumina bună. Eu mereu am spus că figurile astea de RS, eu nu mi le permit. Și eu mi-aș dori... Dar nu sunt figuri, sunt... E pasiune, RS da, e pasiune. E pasiune, dar orice pasiune costă. Și eu mereu am spus, sunt un om normal, am un salariu decent. Nu pot să zic un salariu normal, dar am un salariu decent. Dacă ai lucrat și... la stat, nu mai avea probleme. Da. Și nu vreau ca mașina să devină prima chestie care contează atunci când iau salariu, știi? Am avut perioade în care poate am renunțat la un tricou, la o geacă, la o masă în oraș cu prieteni, la un concediu pentru mașină. Dar totuși nu vreau să fac o prioritate. Am niște prieteni care sunt foarte pasionați de BMW și le-am zis te iubesc BMW-ul meu, sărăcesc și întâi mor eu. Da. La Audi, nu știu, trebuie să găsim o... Merge și la Audi, ca aceeași chestie. La 5, jur, de foarte multe ori, unele modificări le-am făcut cu greu. Gen când mi-am comandat bara față, ăla mi-a zis să mi-ajunge peste 2 luni. Și mă sună, îi zic, i-am dat datele, zic, când îți vine, mi-a trimis. Și mă sună, vezi că-ți pusei bara la curier. Mamă. Era 27 de milioane, eu n-aveam decât 102 de lei la mine. Dar chiar cum vin bările astea? Sunt bări de China. Știu, dar cum vin ambalate? Adică în cutie, cu absolut tot ce ai nevoie ca să o pui pe mașină. În cutie, ea cum este? Asta mă interesează. Nu există vreo posibilitate să se deterioreze din transport. Nu, e cutie de zici că-s comanzi mobilă. Dacă comanzi din România, de la parcurile de dezmembrări, foarte multe anumite elemente din astea nu le trimit prin curier, tocmai din cauza că se pot defoliază, le e înfoliată, e în cutie mare. Eu când am văzut o Duba de la Fan Curier, zic, bă, e mobilă, frate, ce e asta? N-am putut să o bag în Logan în cutie, a trebuit să desfac din cutie și să o bag în Logan. Cât costă bările astea? Că știu că tu le comercializezi. Una de A6 e vreo 3200-3000 de lei, OLX Mag. Dacă cineva vrea și îmi dă un mesaj, pot să-i scot pe la 27-28. O și originală? Originala probabil 3-4 mii de euro. Da, deci ca orice și, lucru din China e la jumate. Și cred că nu se poate adapta originala, probabil e mai umflată pe la aripi. Da. Mai ales că ăsta e sedan, nu e break-ul RS-ul RS. Și dacă eu chiar mă așteptam să-ți iei, hai așa și din pat. Chiar mă așteptam să-ți iei ceva V8 periculos. Încă nu-mi permit chestia asta. Oricum, motorul ăsta îl cunoști, e asemănător cu al tău. Să-mi ajute Dumnezeu să-mi permit un V8. Vreau să nu mă consuma decent de TTI de 8-10, 250 de cai pentru mine sunt suficienți. O să-i mai fac un soft optimizat, dar nu pentru putere, optimizat. Dacă asta se face, nu știu ceva, știu că nu
modificări foarte mari, să nu vreau să-i fac, adică o să fie soft, softul ăla standard. Probabil evacuarea de la o jumătate de undeva, să renunț la finale. Păstrez DPF-ul că e la 20%. Păstrez DPF-ul. Da, și renunț, schimb finalele, da. Schimb doar finalele, o să fie un sunet ok. Mașina oricum mă surprinde din punct de vedere sunet. Nu are un sunet în interior, poate e dat din boxe. Nu bag mâna în foc, ar fi sau nu, doar că se aude foarte, foarte, foarte mișto când pui piciorul pe ea. Da, ai luat-o și vreau să o, să o vedem așa, în evoluție, știi? Da. Ce, cu care vor fi pașii la ea. La și A5-ul l-am grăbit foarte tare, adică A5-ul am putut de 6 luni, cred, hai să o fac. Da. Probabil asta într-un an de zile, deși eu, sincer să fiu, mă grăbesc cu fiecare chestie. Nu mi-am permis jantelele, dar le-am comandat, am zis, lasă că nu mă duc în oraș. La asta ce trebuie să le jantele, te-ai gândit? 20. Da. Sunt un pic întâmpit cu anvelopele, pentru că e vreo 14-15 milioane cu anvelopă ranflat. Ranflat? De ce ranflat? Nu știu. Nu spune ranflat. De ce? Să pun normale? Pune normale, da. Cred că combinația de ranflat și de 4 nu va face să se simtă foarte bine. Chiar nu știu ce să zic. Și încă sunt în dubii, știi că eu am zis-o mereu. Mai bine anvelope second la 200 de lei. Am zis-o mereu și nu da, abonați-vă să se ia asta, de mine nu deschide pe chestia asta. Am auzit discuțiile de genul ăsta de la oameni care sunt cu anvelope pe 16 pe mașină, nu știu ce firmă, și se lau de mine că am șante, am anvelopele second hand. Bă, frate, când tu ai dat 15 milioane pe un cauciuc, da, atunci să vezi să reproșezi. Știi care e marea problemă, mai ales la o mașină cu tracțiune integrală. Îți cumperi, să zicem că faci un efort și îți cumperi 4 anvelope noi, alte 4 la fel. Mergi cu ele o vreme, să zicem un 10-15.000 de km, și unul dintre ele pățește ceva. Ori îl tai tu, ori, cum se mai practică pe la noi, da, pe la Craiova, îl găsește iar. Da. Ce faci atunci? Problema e că e un pun suspensiv. Ce faci atunci? Trebuie să cumperi altul nou, vei pune unul nou, iar celelalte vor avea o zără. La o mașină cu integrală nu e recomandat. Da. Problema e că eu îmi pun suspensie sport. La 5 suspensia sport îmi toca cauciucurile la 6 luni. Cam de rău, 3-4.000 de km de la Camber, îmi tocau anvelopele și nu aveam decât să le schimb. Băi, nu aș fi nebun să dau 1.500 de euro anual pe anvelope, doar ca să, da, știi? Și de asta zic, dacă reușesc cumva să găsesc un DOT 2018-2019... Anvelope Iași, știi, de post de anvelope Iași. Am discutat cu cineva și mi-a zis că are niște anvelope de reprezentanță, cum dracu, de showroom. De showroom. Da, că are niște anvelope de showroom la 400 de lei, brand, poate mă înțeleg cu el și le iau, decât să iau nu știu ce firmă la... Că sunt și firme de la no name la 400 da, de lei. Da, nu știu cât de ok sunt, știi? Și... Nu, e discutabilă chestia asta. Eu știu ce aș face, aș merge pe 19. E mai ușor de găsit. Exact, și pentru ea așa pe termen lung. Și mi-aș lua o suspensie foarte șmecheră. Vreau să-mi iau cafe. Reglabil. Reglabil. Dar știi că te vei lovi de o problemă. Reglajul ei. De ce? Pentru că au... Îți trebuie chiar și cheia de reglaj a suspensiei. Cu totul. A, cu, da. Da. Și... M-am uitat de suspensie MTS-ul, l-am găsit la cineva în Craiova, 24 de milioane. Am mai găsit MTS-ul la altcineva prin București, 30-32 și KV-ul e 42. Da. Bă, cred că mi-au KV, adică pentru 1000 de lei n-are rost. Dacă ai zice că găseam o suspensie decentă, cum a fost aia pe A5, care a fost vreo 2000 de lei tot cu montat, știi? Da, da, când deja e vorba de 1000 de lei diferență între ele, nu cred că are rost. Oricum e de muncă la ea. Da, automat, e de muncă, mă aștept. Adică am zis, știi, de asta am și dat A5-ul. În A5 erau niște chestii care mă deranjau. Și știam că 5.000 de euro le îngrop acolo. Și am zis, bă, decât să îngrop 5.000 de, încă 5.000 de euro în A5, mai bine îngrop în altă mașină și știu că 2-3 ani de zile... Da, o iei de la capăt. Da, o iau de la capăt. E altceva, știi? Știu că 2-3 ani de zile nu o să-mi doresc să schimb mașina, pentru că deja am făcut... Am făcut o îmbunătățire în viața mea, e mai mult spațiu, confortul e ideal. De ce nu ți-ai luat un Logan nou? Am Logan nou. Deci am Logan 2020, nouț, adică, nouț. Ce... Mergi cu 80 la oră, calci pedala de accelerație în blană, ai dat într-o groapă și sfuge volanul. Adică zici să... Da, adică roata stângă, dacă e mașina accelerată rău și am dat cu roata stângă într-o groapă și cumva sare, efectiv îmi trage de volan. Roata îmi trage de volan. Trebuie să fie o cameră de bord.
că tot mergi foarte mult cu mașina de serviciu, să filmezi interiorul așa și peripețiile în mers. Nu, pe curbe n-are nicio stabilitate. Aveam Fiesta 2019 înainte. Intram cu ea în curbă, aveam curaj să intru cu Fiesta aia în curbă până îmi fugea spatele. Deci auzeam cauciucurile pe asfalt cum făcea. Și nu aveam bani nici roți foarte wipe. Nu, aveam și cauciucuri normale, ieftine. Îți jur că la Logan n-am curaj să fac treaba asta, pentru că dacă forțez cumva curba, Loganul nu alunecă pe asfalt. Loganul sare. Da, mă, uite, adică vezi că cumva intrăm și în polemica aia. Ai dat destul de, ai dat o sumă. E o peste sumă decentă. Peste da. Care o dă un român, românul își cumpără o mașină de 5.000. Da, e o sumă decentă. E o sumă decentă, iar tu vei adăuga la această sumă timp, pasiune și mulți bani. Adică te vei duce cu banii spre o mașină nouă. Da. Da. Dar eu am zis mereu și o să o susțin chestia asta. O mașină nouă se devaluează foarte repede, în primul rând. Da. Și în al doilea rând, am zis-o mereu, de să-mi iau un Logan nou. Mai bine mi-au un Passat din 2004. Cu diferența de bani de 3.000-4.000 de euro, mă duc în serviciu și jur că îl fac nou. Așa este. Și n-am niciun stres cu el și am confortul unei mașini făcute pentru Europa. Clar. Nu o mașină clar. Făcută, Loganul e o mașină de buget, e o mașină foarte bună, nu bate, nu se strică, are vreo 15.000 de kilometri, nu mi-a făcut nicio problemă în afară de fumul la pornire. Nu-l înțeleg. Fum la pornire? Nu fum, bușneac de fum. Mașina e pe GPL. A, pe GPL. Are și benzină și GPL. În momentul în care o pornesc și e frig afară, efectiv îmi dă un bușneac de fum, așa, aiurea. Cu un miros ciudat. N-am înțeles de unde vine, mi-a făcut de nou treaba asta. Da. Dar n-are nicio problemă, nu dă niciun semn de uzură sau ceva. Da, trebuia întrebat totuși la revizia astea. La 30.000 revizia la urmă, da. Am apropiat de 15.000 și un om care, să zicem, nu merge mult, cred că iese din garanție și nu-i face nicio revizie. Păi da, asta e ideea. Da. E marketing, știi? Că mulți mi-au zis că eu am luat 13.000 pe Audi și mulți mi-au zis că, bă, cum ai reușit să iei suma asta? Zic, păi, e marketing, știi? Vezi, mașinile modificate, tunate, intră într-o categorie cu un pic exclusivistă. Nu o poți pune lângă un model stock. Chiar dacă modelul stock, să zicem, are mai puțin kilometri sau poate are câțiva ani mai nou, este altceva. Omul care va vrea o mașină tunată, ori și-o tunează singur ca tine, ori caută una tunată. Sunt oameni care acum caută mașini restaurate. Da. Nu că nu ar avea posibilitatea financiară să și le facă ei. Au, dar nu au timpul. Nu au timpul și răbdarea necesar. De a căuta și de a umbla și... De nu, există servicii și oameni care restaurează mașinile și le vând în câștig, le vând la un profit. Că sunt două categorii de pasionați. Sunt pasionații cărora le place să murdărească pe mâini și sunt pasionații cărora le place să pună banul jos, exact. Frate, adu mașina acasă. Eu am prieteni care vând mașini și mi-au zis, frate, am avut clienți care m-au sunat și mi-au zis, mi-o livrezi miercuri la ora X. În cutare loc. Știi? În cutare loc. Da. Da, cu ăștia sunt oameni. Așa sunt pasionați. Sunt de mai multe categorii. Ce să zic, eu îți doresc mult succes. Pentru mine e mașina, să zic așa, că e ca un hobby. Nu-mi place la munte, nu-mi place la mare, nu-mi place la pește, nu-mi place la femei, trebuie să zic și asta. La bărbați? Nici la bărbați. Și efectiv singura mea modalitate de a mă relaxa după o zi stresantă la serviciu, unde telefonul probabil sună de 30, 40, 50 de ori pe zi, e să ies afară, să dau o tură. Adică acolo mă simt eu bine. Iau mașina, mă duc, dau un jet, stau o oră jumate să curăț mașina. Oricum acum cu ea poți merge cam pe oriunde când da, deocamdată pot merge. Ai descoperit că poți merge pe alte străzi față de A5. A5-ul era limitat. Eram limitat, dar totuși nu simțeam nevoia. Eu cu A5-ul nu plecam nici măcar când era ploaie nasoală. Nu plecam cu